Președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea. Vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, domnul Gelu Panfil. Domnul Vasile Izvoranu și deputatul Cristian Ichim. Alături de dânsii viceprimarul municipiului Ionești, domnul Adrian Gilcu. Are loc intonarea imnului național. Urmează ceremonialul religios, slujbă de pomenire a eroilor neamului și făuritorilor Marii Uniri, oficiată de către un sobor de preoți. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pre toate ne primești, Vestiarul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiești într-un noi. Ne curățește pre noi de toată întinăciunea și mântuiește bunul de sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără greșelile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu înțelepciune drept să ascultăm noi Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie de la
Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea au ținut sfat farisei ca să-l prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodiani zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă ce ți se pare. Se cuvine să dăm dași de cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul de dajdie. Iar ei au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei: ale cezarului. Atunci a zis lor: dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărei milă este nemăsurată și bine de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște rom nevrednici, cu milință, aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului nostru român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși, căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a le se împlini cerele, așa și de acum înainte, învrednicește-ne a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dorește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește-n mile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău, Duhule pădării de sine pe care le-ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli, când te-ai trimis în lume la propovăduire, insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi pe toți învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește, Doamne, pe părătorii umari uniri, pe toți statul români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Precum ai și rugăciunile părinților noștri, când au ei ajutorul și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău și ne învrednicește pe toți totdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție și celui fără de început Dumnezeu, dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, miluiește.
într-o odihnă a sufletelor fericiților, într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! La Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor, unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Da, Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul, care-i călcat moartea și pe deaul l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, odihnește-ne în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală au săvârșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-ne lor, Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Doamne, miluiește! Și odihna fericiților în adormire eroi ai neamului românesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, preună și Părintele Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne sufletelor fericiților, adormiților eroi și lefelor Doamne veșnică pomenire. Pomenire veșnică, pomenire veșnică, lor pomenire. Doamne veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenire lor din neam în neam, din veac în veac, și lefe lor, Doamne, veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruind. Cu dreptii să-i numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Stimate autorități centrale și locale, dragi români,
la această zi de bucurie și de naștere națională, înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, vă adresează cuvânt de întărire, cuvânt de mulțumire și cuvânt de slavă lui Dumnezeu. În cele ce urmează, voi da citire acestui cuvânt. 1 decembrie este ziua nașterii României ca stat unitar între state independente ale lumii. În urmă cu 105 ani, românii din Transilvania, Bucovina, Basarabia și regatul României, vorbind același dulce grai românesc și având aceeași credință apostolică, au mărturisit într-un cuget dorința de unitate națională într-un singur stat independent și suveran. Această realizare istorică a cărei valoare simbolică a însuflețit generații întregi de români iubitori de țară și de neam, naște în sufletele noastre sentimente nobile de profundă recunoștință față de personalitățile vieții politice și religioase ale acestei națiuni, care și-au consumat existența pentru construirea unui ideal pe care tineri neînfricați l-au apărat în lupte cu prețul sacrificiului suprem. Românii de pretutindeni, moștenitori acestei mărețe împliniri naționale, au datoria sfântă de a purta în inim cu onoare valorile care definesc identitatea națiunii române și de a face cunoscute în spațiul intercultural și interreligios mondial frumusețea și specificul culturii și istoriei acestui neam binecuvântat de Dumnezeu, purtând cu cinste numele de român. Contextul mondial actual, măcinat de conflicte și de crize și dominat de globalism și consumerism, constituie o adevărată provocare pentru toți cei care în afara sau în lăuntrul granițelor țării simt și gândesc românește. Aceste încercări ale istoriei în care ne este dat să trăim, să fie pentru noi un bun prilej de mărturisire a crezului național și de reafirmare a valorilor și idealurilor pentru care s-au jertfit ctitorii neamului românesc. Să fim conștienți că unitatea țării este rezultatul efortului pe care cele mai înalte spirite ale acestui neam l-au depus de-a lungul istoriei, că este un proces care a început înainte de anul 1918 și care trebuie să continue în fiecare inimă de român ce își asumă, oriunde s-ar afla în lume, istoria și patrimoniul spiritual dăruite de înaintași. Această zi de aleasă sărbătoare națională să fie pentru fiecare dintre noi prilej de pioasă aducere aminte de făuritorii României mari, imbold de a rămâne în unitate de credință și de neam și de a conserva și promova patrimoniul spiritual național. Oriunde ne-am afla în lume, să nu uităm că suntem un popor creștin care și-a păstrat unitatea și identitatea înălțând în rugăciune gândul smerit către Dumnezeu, să păstrăm în inim crezul nostru național, să ne cinstim eroii și să purtăm o adâncă recunoștință înaintașilor care au ctitorit numele binecuvântat al României. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să binecuvinteze ziua națională a României, să pogoare între români pacea și iubirea, să inspire pe cei ce ne conduc în a lua cele mai bune decizii, să ocrotească pe români oriunde s-ar afla în lume și să ne dea puterea de a rămâne vrednici urmași ai părinților acestei națiuni. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe români. Semnează înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Dragi români, astăzi și mâine la mulți ani, iar în veșnicie, vă doresc să ne întâlnim cu toții în veci. Amin. Mulțumim preacucernicilor părinți. Urmează alocuțiuni privind însemnătatea evenimentului. Îl invit la cuvânt pe primarul municipiului Onești, domnul Victor Laurențiu Neghină. Stimați invitați, preacucernici părinți, dragi oneșteni, iată că bunul Dumnezeu a făcut posibil ca și astăzi să fim din nou împreună în această zi sfântă pentru poporul nostru, pentru a-i celebra și a-i pomeni pe cei care au plătit cu prețul vieții, pentru ca noi astăzi să trăim liber
și pentru credința noastră. Vă rog să ținem un moment de reculegere în memoria martirilor și eroilor noștri. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Și pentru că luna decembrie este o lună a bucuriei, continuăm generată de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, continuăm seria evenimentelor. Pe 24 decembrie la ora 17:30 ne vom întâlni cu Moș Crăciun lângă bradul din noua și moderna piațetă a catedralei. Pe 31 decembrie la ora 10 ne vom reîntâlni, așa cum este tradiția, aici în fața primăriei pentru a primi colindătorii. Iar și tot pe 31 decembrie, la trecerea dintre ani, ne vom întâlni din nou în piața catedralei pentru a sărbători trecerea în nou an și, bineînțeles, inaugurarea pieței catedralei. Vă mulțumesc! La mulți ani, dragi oneșteni, la mulți ani onești, la mulți ani România! Mulțumim domnului primar pentru aceste cuvinte. Invităm persoanele oficiale în public. Urmează depunerea coroanelor și gerbelor de flori. Pe acordul imnului eroilor, cum spuneam, urmează depunerea coroanelor și gerbelor de flori. Va depune coroană primăria municipiului Onești, primar Victor Laurențiu Neghină. Urmează coroană din partea Parlamentului României, Senat și Camera Deputaților. Se depune coroană din partea Parlamentului European, europarlamentar Dragoș Benea.
își depune coroană Consiliul Județean Bacău. Depune coroană Consiliul Local Onești. Depune coroană Asociația Veteranilor de Război. Depune coroană Asociația Cultul Eroilor. Depune coroană Procuria Municipiului Onești. Mulțumim garnizoanei pentru prezență. Continuăm ceremonia depunerii coroanelor de flori. Depune coroană partidele politice. Partidul Social-Democrat Onești. Depune coroană Partidul Mișcarea Populară, USR și Forța Dreptei. Depune coroană Partidul Național Liberal.
bune. De pune coroană sece de pe peisa onești. Pune coroană aur onești. Se pune coroană poliția locală onești. Se pune coroană poliția lui Onești. Depune coroană Jandarmeria Onești. Depune coroană detașamentul de pompieri onești. Depune coroană Direcția Generală Dezvoltare Locală, Direcția Cultură, Biblioteca Municipală, Cinematograf, capitol Muzeu Onești. Se pune coroană Direcția Generală de Asistență Socială Onești. Depune coroană Spitalul Municipal Onești. Depune coroană Raja Esa Onești. Depune coroană Clubul Sportiv Municipal Onești. Asociația Pensionarilor Onești. Depune coroană Școala Gimnazială Emil Racoviță Onești. Depune coroană Școala Gimnazială George Călinescu Onești.
de coroană, Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești. Colegiul Tehnic Gheorghe Țachi Onești. Vă pune coroană Colegiul Național Grigore Moisil Onești. Depune coroană școala gimnazială Ghiță Mocanu Onești. Depune coroană liceul cu program Ignadia Comăneci Onești. Depune coroană liceul tehnologic Dacia Onești. Coroană liceul tehnologic Petru Poni Onești. Depune coroană liceul tehnologic Fericitul Ieremia Onești. Depune coroană școala gimnazia Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Onești. Și cu aceasta declarăm închise festivitățile de astăzi. Mulțumim tuturor pentru participare. Vă dorim o zi plăcută în continuare. La mulți ani români, la mulți ani România!